Inorogul vă prezintă emisiunea Palatul cu Inorog. Trebuie să vă întreb lucrul ăsta, pentru că foarte mulți muzicieni din România și muzicieni la nivel mondial vin să aducă totdeauna ceva nou, vin să spună o altă poveste sau să spună povestea diferit. Dar dumneavoastră ați avut tot timpul, ați avut această nevoie de nou, de avangardă, de experiment, de pur și simplu de a te juca cumva cu lucruri care sunt foarte serioase, adică mergând de la instrumente populare, de la muzică arhaică, de la tonalități și iată și matematică inclusă în muzică, apoi această sonorizare, mergând de la, eu știu, sunetul clar, mergând până la sunetul foarte elaborat și industrializat așa puțin, adică, iată, o plajă foarte largă. Dar de unde vine această nevoie? Eu cred că, sau mă rog, eu nu mi-am dorit neapărat să fac așa ceva, însă nici nu m-am oprit în a observa că există foarte multe posibilități. Oferta timbrală a lumii de astăzi e foarte mare. Oferta ritmică a lumii de astăzi este extraordinară. Trebuie doar să ciulești bine urechea și să-ți dai seama, poate oricine să-și dea seama de acest lucru. Și atunci n-am făcut nimic altceva decât să fiu atent la ce se întâmpla în jur, să înglobesc chestia asta și asta mi-a venit foarte natural. N-am făcut niciun efort deosebit sau nu m-am scremut să fac ceva experimental. Au ieșit, într-adevăr, niște lucruri care par mai căutate, dar mie, la vremea respectivă, mi se păreau cele mai naturale și mai normale lucruri din lume. Și am avut și norocul că am găsit fârtați, deci tovarăși de treabă, cu care am putut să lucrez. Era, într-adevăr, groaznic de greu să lucrezi de tot ce vă spuneam, combinațiile astea hiperaxace, de mare viteză, de mare aritmie interioară, dacă vreți așa, și am reușit să am găsit oameni care au fost dispuși, hai să o facem, și au ieșit foarte bine. E adevărat că am mai avut experiențe și cu oameni care veneau dintr-o altă lume a muzicii. Am lucrat cu Hyperion la un moment dat, care este încă în continuare. Există un ansamblu de muzică nouă, condus de Iancu Dumitrescu, și cu care am urcat pe scenă de la Ateneu, de pildă, sau pe scenă internațională, în fel și fel de locuri. Și acolo, muzicienii de acolo, într-adevăr, erau deschiși la toată muzica nouă a întregii lumi. E, combinațiile astea și influențele nu puteau să nu se lase nici ei, și ei influențați de noi sau de mine, și eu de ei. Adică era o permanentă permeabilitate între cele două aparent disparate lumi. Este evident, cum spunea și Nietzsche, dacă te uiți în genune și genunea se uită în tine. Deci corect. Și ba chiar se lasă încetul cu încetul chiar amestecată. N-ai cum să nu observi asta. Deci, n-am făcut ceva anume și nu am vrut neapărat să fie, știu eu, experiment. Mie îmi place, sigur, să caut. Dar nu neapărat cu dorința să, ia uite frate, aici.